Good morning. Și acum chiar este morning. E 9:25. Da. Hai că geamul a deschis. E foame. Și mai aveam puțin aluat pe care ziceam eu că îl fac chifluțe, chestii. Na, l-am făcut așa și fac un fel de langoș. Da. Ce am făcut? M-am trezit târziu. M-am culcat târziu. A fost o nenorocire cu filmora. Cu asta o folosesc eu la editarea clipurilor. Și din cauza că Răzvan a fost acolo, adică acasă, l-am rugat pe el să uite și n-am mers să facă și mi-a luat altul. Am editat, bineînțeles, a durat mult până, adică, nu știu, vreo oră și ceva până a hotărât să ia alta, că nu mergea aia, adică tot căutat soluție. Și până a trebuit de editat și până s-a făcut târziu. Și aia pe care eu o aveam era o versiune mai veche pe care puteam să o folosesc free. Mă rog, era luată prin diferite medii, adică nu plăteam la ea. E, asta a trebuit ca să pot să iau, să termin clipul. Adică eu l-am terminat de editat ca să pot să-l salvez. Să-i dau export. Așa. Trebuia să îmi fac cont plătit. Așa că seară am stat, dă-i caută, vezi ce am plătit pentru un an de zile și nu știu la ce oră m-am culcat. Adică la modul ăla. Și dimineață și 6, alarma mea. 6 și un sfert, alarma lui Ela. Am oprit-o pe a mea. Ela a zis, mami, alarma, nu știu ce, am oprit-o pe a ei. Și nu știu prin ce minune, la ora 7:00, m-am uitat la telefon. Adică m-am trezit. Și am sărit din pat și ha, Ela, și ha, ce, din săracă, deci s-a spălat... Adică a făcut pipi, s-a spălat pe dinți, pe mâini, aia a fost tot, nu s-a spălat pe față, n-a mâncat nici ceai, nu nimic, a îmbrăcat, a plecat. Și mi-e somn, adică sunt nașpa azi, foarte nașpa azi. Dar asta este, ce să faci. Și cred că trebuie să dau focul mai tare un pic. Așa. Am niște brânză și vreau să mănânc cu astea. Puteam să dau salvare și fără să cumpăr, dar ar fi trebuit să am pe mijlocul clipului, pe toată durata lui, o chestie, un band din ăla pe care să scrie editat cu Filmora, Wondershare Filmora, nu știu ce, la la la. Și acum am zis, bine, n-a fost. Am dat pentru un an de zile 360 și ceva de lei. Adică nu e o sumă chiar așa mare, dar nu e nici mică, având în vedere câți mulți bani fac eu din YouTube, adică, da. Norocul Dragoș nu se uită la clipurile mele, ca să știe că am dat bani ca să-mi iau, că nu o să fie foarte fericit. Dar, da. După ce mănânc, mă duc să mă spăl la cap și să-mi pun o mască din aia. Yes. Asta o să fac. Și am plecat de acasă cu părul semi-ud, da?
Și că ăla nu vede unde e, că părul meu e mai ros. Ea nu vede, dar eu mi așa mi se pare că e mai ros. Da, deci e cum e, da. Am fotoliile aici. Sunt pline de haine de care trebuie spuse la locul lor. Da. Și înainte de asta, trebuie să-mi încarc telefonul, că rămâi în baterie, Și să trebuie să-mi beau mănânc cafeaua, că ceva. n-am băut-o. Ela trebuie să mănânce, mă rog, ce a avut la ea în pachet o să mănânce. Și Așa? Și îl fac. Este că am luat ăsta, că l-am avut așa, l-am avut la uscat. Și vedeți că este scămoșat. Și să-mi iau treaba asta, care e de scame, și să stau pe el, adică cred că o să-mi ia multe. Ia. Mamă, că ia, vezi? Bine, eu l-am pus aici unde sunt mai puține. Hai să punem unde sunt mai multe. Uite aici. Gata. Da. Poți să te pun pe tine să faci treaba asta. Nu e așa? Cel mai bine. Gata. Oricum le aduc pe alea mari, așa. Poftim. Încearcă și Unde să încerc? Unde vreau eu? unde sunt scame, iubito, trebuie să încerci. Aici. Uite, aici. Fii atent. Vezi, uite acolo, sunt scame. Mamă, ce Da. Hai. Păi dă pe ele, că tu dai pe lângă, mama. Așa, hai. Mai departe, că l-ai luat pe ăla. Deci nu mai pe lângă, dă. Ține pe margine, nu pe scamă. Gata? Gata, mama. Nu l-a luat? Hai, că ea ține într-un singur loc. Da, hai că le ia. Mă rog, cum ziceam, pe alea mari. Că oricum, felul lui de-a fi e mai scămoșat. E mai scămoșat, să fim de. Așa. Nu fac acum, dar eu și scame, scame, bun aparat. Nu l-am mai folosit pe ăsta până să-mi cumpăr paltonul ăsta. Ăsta cred că câțiva ani de zile n-a fost folosit. Of, da. Cum spuneam, aici se întâmplă treburi. Pentru că n-am mai clicat asta dacă am stat cu editatul, cu alea, cu... N-am și trebuie să calc. A venit comanda la Avon. Asta e tot. Deci aici sunt chestii cumpărate de mine și de Ana. Atât. Și cutiile astea sunt ale mele și sunt pentru cadouri pe care să le fac eu de sărbători. Adică dacă tot dau comanda acum, am luat și cadouri. Și ăsta este un today bărbătesc. Scrie ce conține, nu scrie. Gel de duș pentru păr și corp. Acest set conține. Bun. Conține. Doamne ferește, unde e românul, frate? Aici scrie că e inflamabil. Nu, deci cu apă de toaletă de 75 de mililitri, după aia e la gel de duș pentru păr și corp de 200 de mililitri. Deci asta conține ăsta. Asta-l-altă conține, nu mulțumesc, e la sănătate. Deci, cu apă de parfum la 50 de mililitri, o loțiune ceva de corp la 150 și o cremă de mâină 30 de mililitri.
Asta e today pentru ea. Today pentru ea, today pentru el. Asta e un părsiv. Părsiv ghidset pentru ea, care are o apă de toaletă și o loțiune de corp. Da. Pentru care ea? Ea femeie. Adică set pentru ea, set pentru el, așa se numește. Set pentru ea. Iar asta este un a new golden emulsie și suprime așa. Deci are o emulsie de noapte și o cremă. Aurie ceva un de-astea asta de la e pentru amândoi. Da, deci astea sunt chestii pe care eu le fac cadou. Asta este un balsam pentru mama. Ok, și după aia am balsam pentru mine, hai să-l pun în picioare, șampon pentru mine și apoi trebuie să fie două rujuri. Cred că ăsta este al meu și cred că ăsta alt este al meu. Și Adoring Love ăsta trebuie să fie, asta trebuie să fie Luana. Pe aici. Bun. Da. Deci, this mine. Și restul este pentru Ana. Nu o să se supere, nu-i așa, dacă de exemplu ăsta nu-l desfacem, Adoring Love, așa, că este sigile. Pun aici într-o parte. Dar cred că astea pot să le desfac o jere să... ce are? O mască peel off, mască de față liquid gold, un gel de duș, pardon, așa, un ser tratament pentru păr de strălucire, un gel de duș, un ser din asta pentru gât și zona pieptului, am folosit și eu de alea într-o perioadă, spuman de baie, o perie de păr și apoi avem aici 3 oje și 2 rujuri. Oje. Acesta se numește Mermaid Tail. Deci coadă de siren. Una. Următoarea. Lightning Red. Ăsta este roșu fulgerător. E frumos. Și aici avem Cheers in the Sea. Un fel de petrecere, ceva, nu? E frumos asta. Merge pentru anotimpul rece. Și rujuri, astea sunt din alea cu hidratare. Hydra Garnet. Gata. Cu două mâini a fost mai ușor. Deci ăsta este Hydra Garnet. E... wow. Tot de iarnă. Și Hydra Ruby. Mă, ăsta e și mâși. Da, nu știu cum s-o vedea pe buze. Dar cred că o să vadă bine. Trebuiau să fie 14 lucruri pe aici. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Da. Și da, mă, înseamnă că astea sunt ale mele. Sparkle Lip Stopper. Asta trebuie să fie o chestie... da, e absolut citoare. E drăguț, a? Are
Iepuri. Ce focul spune aici? Mai ce enervant e. Fiind al meu, îmi permit. Ha. Deci... Eu am nevoie de culori din astea mai... Nu atât de puternice. Folosesc și de-alea, dar... sunt mult mai confortabilă cu lucruri de genul. Acum... ceva... și îmi plac alea mate, dar cumva toată copilăria mea am folosit din astea. Și de fate. Și îmi plac. Și ăsta, deci, se numește Burgundy Flair. Și ar trebui să fie din ăla care rezistă 16 ore și e într-adevăr o culoare de asta mai pentru sezonul rece. Da, nu se vede exact culoarea care este, are un pic mai mult de mov decât spre roșu față de cum se vede aici. Hai măi. L-am dat aici, adică cred că era mai indicat să-l încerc pe ălalt primul. Dar da, asta e culoarea. Și îmi place. Bine, mami. Mulțumesc. Mulțumesc, iubire, mulțumesc. Momentan buzele tale arată ca niște lipește. Buzele tale arată ca niște buze de leu. Buze de leu frite de sânge. Ah. Dorite de sânge. Acum am înțeles. Da, trebuie să mă duc să mă spăl că m-am burdărit. Vreau și un duș ăsta când crești mare. Vrei și tu rușul ăsta când crești mare? Da, sigur. Doar că nu pot. Vreau să merg 100% naturală. Vreau să meargă 100% naturală. Dar pe ăsta l-ai încercat? Păi, poți să-l încerc pe tine? A, dacă vrei. Îl încerc pe ea. Închide, un pic, închide gurița. Nu, închide-o nu așa, închide-o normal. Așa. Deci, pentru mine, asta e perfect pentru zi de zi. Perfect. E vreau așa, să-l pic, văd și eu. Un vreau pic acolo. Văd și eu. Acum hai, vezi un pic. Să uite la mica sirenă film. Îți place, da? Da. Bine. Mâna mea e roșie. După ce m-am frecat în disperare cu o apă micelară ca să curăț ăla. Mă doare mâna, adică... nu am uleiuri balsamări desfăcute și... am zis că asta este, mă chinui cu ăsta, dar cred că o să trebuiască să desfac un de-ala. Ce să curăț? După mână, mami, a curățat rujul și nu se ia... Rujul de pe buzele tale? Deci ăsta are pe buzele mele, așa se vede, un sclipiș de ăsta, glittering, așa. Glittering, da. Sclipicini. Arată foarte bine sclipiciul. Într-adevăr, hai să le duc, bye. Deci cam așa, trebuie să vadă pe buze. Și bine, așa se vede. Ăsta e al meu. Burgundy Flair ăsta. Drăguț. L-am rugat pe Dragoș să ia câteva chestii din Lidl. Și a luat. Două. Chestii. Așa. Adică, de exemplu, eu i-am trimis poze cu ce vreau. Și era niște hârtie igienică cu Spider-Man. El a luat prosat pe de bucătărie. Că era pentru el, gen. Așa. Castraveți, nu lapte. Am chef să beau un pahar de lapte, deci
I-am zis să ia un lapte. I-am zis să ia d-astea, mini panetone și niște creveți, dar nu erau ăștia. Erau, aveau la ofertă niște creveți la pachet mai mare, la 500 de grame, la vreo 77 de lei kilogramul ceva. Ăștia, dacă nu mă înșel, sunt undeva la 100 de lei kilogram. Bine, e, nu știu cât e, 18 lei, 19 lei, unul de ăsta. Și niște ouă. Minunate, minunate ouă. Și apoi, un de ăsta. Mare. Și ăsta nu era în plan, așa că o să-l desfacem să mâncăm. Am reușit să fac și eu, să iau hainele alea de acolo, să fac patul, să... ce dezastru era, așa. Și a rămas doar cămașa aia pentru că nu ajung să o pun sus la Dragoș și am lăsat-o să o pună el. Mi-am strâns și ce era pe acolo cu Evanul, deci sunt bine, foarte bine. Ăsta e borcanul cu ardei murați, dar i-am pus eu. Sau mă rog, cu ardei, dar i-am pus eu la murat. Nu știu exact dacă sunt sau nu, dar o să desfac. Că încălzesc ceva să mâncăm și noi. Și aș vrea să încerc ăștia. Mă gândesc că n-are vede ce să nu fie gata. Nu mai știu când i-am pus. Dar sper să fie ok. Nu mai m-am văzut de câteva ore. Și nu știam exact ce mai am pe aici. Dar am. Adică am mâncat. Da? Și nu mai nu mai e, tot mai lipește puțin. Dar nu e chiar așa rău, dar nici chiar o textură ok, bine. Eu nu sunt specialist în jurul astea, nu folosesc din astea rezistente foarte des. Și deci pe aici s-a dus prin un pic mai prin interior, așa s-a dus. Dar a rămas mult. Dar mai mult ca sigur o să mă chinui când o să mă duc să-l dau jos. Da. E clar ceva mai de ocazie, dar da, îmi place. Da. Am zis, am și eu câteva din astea care rezistă așa mai mult timp, deși mie îmi plac celelalte, pentru că am posibilitatea să dau de mai multe ori cu ele și să le consum. Decât, na, ăsta dai o dată pe zi și aia e. Păcând de la care să iei, ai văzut că s-a luat, mai dai o dată și uite așa să consumă rujul. Da. Ela este la televizor, Dragoș, I have no idea. Eu începusem o carte așa că am zis să o termin și eu. Și este 8 și 4 minute. Am venit să editez. Deci, minunății din astea. Deci, sincer, mi-e cam frică să mă duc să șterg treaba asta, dar asta este, na. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi frumoasă, ne vedem mâine, ciao!